Un scandal legat de icoane și obiecte cu chipul lui Arsenie Boca a izbucnit la Arad. În această săptămână, ofițerii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au descins la un magazin de astfel de obiecte din localitate. Oamenii legi au fost sesizați de către George Emanuel Daniel, cel care deține marca înregistrată Arsene Boca în municipiu. Arădeanul, care le-a declarat război comercianților ilegali, a sunat la 112 pentru a-și face dreptate. Prom la fața locului s-a deplasat un echipaj al Biroului de Ordine Publică urmat de ofițerii arădeni. Polițiști efectuează cercetări într-un dosar penal privind punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Constatând că este necesar sprijinul de specialitate al unor ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, aceștia s-au prezentat în locația sesizată procedând la verificarea legalității comercializării produselor susceptibile de a fi contrafăcute. În urma cercetărilor s-a dispus indisponibilizarea tuturor produselor care prezentau însemnele unei mărci înregistrate, pune reprezentanta IPJ Arad, Lorena Radu. Marca Arsenie a fost înregistrată la Oficiul European de Proprietate Intelectuală la finele lui 2017. De atunci, spre disperarea comercianților de icoane și obiecte religioase, au avut loc mai multe scandaluri în care mănăstiri sau simple magazine ce comercializau astfel de articole au fost sancționate de autorități. O societate britanică condusă de maghiarul Shandor Andor, cu sedul în Marea Britanie, e cea care deține licența pe obiectele religioase cel îl pe părintele ortodox.